Municipiul Târgu Jiu a ieșit din scenariul roșu după 4 săptămâni de restricții. Decizia a fost luată de Comitetul pentru Situații de Urgență Gorj după ce rata de infectare a scăzut la 1,73 la 1000 de locuitori. Măsurile au intrat în vigoare de astăzi. Au fost redeschise restaurantele, cinematografele, cafenelele și sălile de joc de noroc. Vești bune pentru târgujieni, municipiul Târgu Jiu a ieșit din scenariul roșu. Decizia a fost luată de Comitetul pentru Situații de Urgență, iar acest lucru din cauza faptului că a scăzut rata de incidență a infectării cu noul coronavirus. Totodată, municipiul Târgu Jiu este primul municipiu din țară în care restaurantele au fost redeschise. Acestea vor funcționa însă la capacitate de 30% și cu program limitat până la ora 23. Având în vedere că în ultimele 14 zile, atât la nivelul Gorj, cât și la nivelul municipiului Târgu Jiu, a înregistrat o scădere a numărului de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2. În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, începând de astăzi, s-au ridicat anumite restricții și mă refer aici în principal la operatorii economici, care până astăzi nu puteau să-și desfășoare activitatea în interiorul clădirilor. Începând de astăzi, aceștia își pot desfășura activitatea și în interiorul clădirilor, însă fără a depăși 30% din capacitate. Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte în continuare măsurile impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Chiar dacă ne confruntăm cu scăderea numărului de bolnavi, trebuie să fim responsabili și să respectăm în continuare măsurile restrictive impuse atât la nivel național cât și la nivel județean, pentru că altfel fiecare dintre noi putem contribui la scăderea numărului de bolnavi și implicit putem relua viața normală după această pandemie. În prezent, 3 localități din județul Gorj depășesc rata de infectare de 3 la 1000 de locuitori. Orașul Țicleni, cu o rată de incidență de 3,94 la 1000, comuna Văgiulești cu 3,77 și Stănești, unde se înregistrează o rată de infectare de 3,22.